După 4 ani de absență, Gala Economiei Vâlcene 2023, organizată de Camera de Comerț și Industrie Vâlcea, a avut loc vineri în Râmnic. Evenimentul a avut ca scop recunoașterea activității mai multor societăți cu rezultate notabile în contextul unui mediu economic ostil cu măsuri fiscale care împiedică dezvoltarea unei afaceri. Valentin Cizmaru, președintele Camerei de Comerț și Industrie Vâlcea, a subliniat faptul că în județ nu există investiții străine de 30 de ani, lucru care se datorează și neimplicării autorităților județene în atragerea lor. În data de 13 octombrie, Camera de Comerț și Industrie Vâlcea a organizat Gala Economiei Vâlcene. În cadrul evenimentului, firmele au fost premiate pe categorii pentru recunoașterea muncii și meritele oamenilor de afaceri vâlceni care contribuie la dezvoltarea județului. La baza alcătuirii acestui top au stat principalii indicatori economici din ultimul an, iar clasificarea s-a realizat în funcție de cifra netă de afacere a companiei. La nivel național avem 124 de firme în topul național. Dintre acestea, 17 ocupă primul loc la nivel național, 14 sunt pe locul 2, iar 16 companii se află pe poziția 3. Colegiul Camerei de Comerț și Industrie a hotărât să recunoască activitatea unor societăți cu rezultate deosebite, printre care și Anabela Bozo Damila. Valentin Cismaru, președintele Camerei de Comerț și Industrie Vâlcea, le-a mulțumit în cuvântul de deschidere a evenimentului tuturor celor care au sprijinit economia vâlceană. Am invitat-o pe colega mea, Modesta Degan, cu care aveți cunoștință de prea de ani, să continue sau să continuăm prezentarea, să începe prezentarea topului și să începem, de fapt, să lucrăm în această gală. Mulțumesc, Modesta. Seara vă spun și eu. Începem citirea topului firmelor vâlcene cu anunțarea câștigătorilor pe sectoare de activitate. Pentru aceasta, am onoarea să-l invit alături de mine pe domnul Aurel Simion, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, să mă aștept să mânăm primele diplome. Mergem mai departe, fabricarea săpunurilor, detergenților și a produselor de întreținere la micro-întreprinderi, pe locul întâi, Bozo SRL. Vreau să mulțumesc, în primul rând, domnului președinte, care a descris perfect economia orașului nostru. Vâlcea pentru România este la fel ca România pentru restul Europei. Vă mulțumesc! Comerțul ridicat al materialului lemnos și a materialului de construcții și echipamente sanitare, întreprinderi mari, pe locul întâi, Damila SRL. Că compania Damila, la nivel național, cei 4 ani de zile de activitate de care vorbeam, au fost 4 ani buni. Urmează ani, zic eu, mai grei și vreau să felicit în paranteză, să zicem, Guvernul României pentru companiile, să zicem, mari din județul Vâlcea, că o să avem de dat 1% din cifra de afaceri. Și greu de spus că o să-i avem acest profit. Mulțumim și e de gândit dacă putem face ceva, că acest, cel puțin, taxă de curaj, eu așa o zic, taxă de curaj, am avut curaj să fim mari, o să plătim, eu cel puțin, 1 milion de euro, chiar dacă o să am profit sau nu să am profit, o să trebuiască să plătesc la anul 1 milion de euro taxă. M-aș bucura dacă această taxă ar veni cel puțin în județul Vâlcea, să facem ceva, să dezvoltăm acest județ. Vă mulțumesc și mult profit! Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor, întreprinderi mari, locul întâi, Anabela, fabrica de conserve, Mureni S.A. Felicitări! Vâlcea are cele mai multe branduri românești recunoscute la nivel național și internațional.
Vâlcea este un județ care an de an a performat prin oamenii de afaceri și care au făcut de-a lungul anilor performanță și succes. Succesul se vede prin ceea ce au construit de-a lungul anilor, se vede prin performanță, se vede prin profit și vreau să le urez tuturor succes, succes în continuare prin ceea ce fac, pentru că au nevoie de asta și vreau să mulțumesc organizatorilor Camerei de Comerț, pentru că în această seară recunosc și oamenii de afaceri au nevoie de recunoaștere. Chiar dacă este pentru o clipă, chiar dacă este pentru o seară, oamenii de afaceri au nevoie de această recunoaștere. Pentru că, într-adevăr, au depus multe eforturi de-a lungul anilor să ajungă unde au ajuns și nu neapărat pentru ei, și pentru societate și pentru că au construit de-a lungul anilor. Felicitări tuturor! Să-i aplaudăm! Aceste două perechi au avut rezultate de excepție și sunt în urmăs de domnul antrenor Bogdan Stârcu. Dan Nițu, unul dintre cei mai importanți oameni de afacere ai județului, consideră că măsurile luate de Marcel Ciolacu nu sunt benefice marilor companii, urmând să dea 1% din cifra de afaceri. Colegiul Camerei de Comerț și Industrie a hotărât să recunoască activitatea unor societăți cu rezultate deosebite și pentru că această gală a revenit după 4 ani, la finalul evenimentului, s-au acordat 4 trofee Simian societăților: Boromir Ind SRL, Desleclama Solution SRL, Diana SRL și Minet SA. Acest eveniment se organizează în încercarea de a stimula dezvoltarea afacerilor la nivelul județului.